Am citit din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, și recitesc prima parte a versetului 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu pentru oameni cuprinde trei faze importante. Trei factori determină mântuirea noastră, intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Pocăința, credința și botezul. Sigur, deasupra acestora este lucrarea Duhului Sfânt din Tit 3:5. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și nașterea din nou o produce Duhul Sfânt, începând din momentul în care omul se hotărăște să se pocăiască și până după botez trebuie să continue uneori Duhul Sfânt. Un act mic aparent, botezul, dar care întregește o lucrare mare, este actul intrării, este semnătura de pe certificatul de naștere. Mi-amintesc când fetița cea mică ce ne însoțește a fost născută la Hatzeg. Am stat de vorbă cu medicul ce răspundea pe acea secție și am spus: nu puteți să lăsați soția să vină mai repede acasă, că este chiar în preajma sărbătorilor de Paște și am vrea să fie și ea în familie. Și a spus: cu o singură condiție, dacă vi s-a eliberat certificatul de naștere. Dacă nu, chiar dacă e sănătoasă, chiar dacă a stat deja 3 zile în spital, chiar dacă ați intervenit prin cine ați venit și mi-i prieten și nu pot să-l refuz, dacă nu aveți certificatul de naștere, nu vă pot lăsa fata să plece cu mama acasă. În ziua de astăzi, despre credință și botez. Data trecută am vorbit despre pocăință, acum despre credință și botez. Spune Sfânta Scriptură și este scris în Evrei, în capitolul 11, de la versetul 20, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină. Mai întâi ne apropiem la botez, să încheiem legământ cu Domnul, apoi ne apropiem la închinare, închinare prin rugăciune, prin cântare în comun, cu darurile noastre de bunăvoie, apoi ne apropiem la slujire și nu poți să te apropii oricum, nici la slujire, nici ca ținută, dar fără credință, nici atât. Apoi ne apropiem la cina Domnului, ne apropiem să ne împărtășim cu Domnul și se cere o condiție majoră, să ne apropiem cu credință deplină. Cu voia Domnului, cu atenția și rugăciunea dumneavoastră, în dimineața aceasta, așa cum am fost călăuzit de Domnul, vreau să vă vorbesc despre manifestările credinței depline. Unii asociază sau identifică credința cu o stare și spun: acum cred și poate data viitoare nu mai cred. Sau cu un cult. Citeam pe o revistă: credința adevărată martorii lui Jehova. Asta nu-i credință, ăsta-i cult. Credința e altceva. Sau: eu sunt la credința penticostală, spune cineva. Alții asociază credința cu o stare, dar nu este un sentiment credința. Credința este o lucrare, este un proces al lui Dumnezeu. Și spune Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre. Și tot Pavel spune, tot în 1 Tesaloniceni, în 3:10, zi și noapte îl rugăm nespus ca să vă putem vedea fața și să putem împlini ce lipsește credinței voastre. Scrie în Efeseni 4:13, într-adevăr, despre unirea credinței. Nu este vorba acolo despre unificarea credinței, că n-ai cum să aduni bănci cu elevi. Băncile-s bănci și elevii-s elevi. Spune apostolul Petru și este scris în 2 Petru 1:1, Simon Petru, roba lui Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Există o singură credință în Dumnezeu, dar vom vedea că este măsura credinței.
De fapt, apostolul Iacov în capitolul 2, în versetul 17, vorbește despre credința moartă. Credință fără fapte, care este moartă. Da? Tot aici, în versetul 20, vorbește despre credința zadarnică. În Biblie este arătat și despre credință slabă, să nu mai spunem despre necredință. Și scrie Iacov acolo în 2 cu 1 că unii țin credința căutând la fața omului. Îmi amintesc că am fost invitat într-o biserică din județul Arad. Un frate de la noi din zonă s-a oferit să mă duc acolo cu mașina și a venit. Nu mă cunoșteam cu păstorul. Eu m-am așezat undeva între frații, acolo vorbeam cu frații. Și prietenul, colegul meu, s-a așezat cu minte pe al doilea rând, îmbrăcat elegant și cu cravată, nu ca mine, și înalt de statură, și a venit păstorul, bun venit, Domnul să binecuvinteze, zice, ce text ai pregătit? Zice, n-am pregătit niciun text. Dar te-ai gândit așa, te-ai orientat la o temă, zice, nu m-am orientat, el nu a predicat în viața lui. Și deja așa era prins de timiditate, încât nu reușea să-i spună că mai este cineva cu el. Unii așa țin credința, dar asta nu-i credință, căutând la fața omului sau după împrejurări. Spune Pavel în fapte 20 cu 20, și vă citesc și versetul 21 acolo, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vă vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu. Și despre asta am predicat la evanghelizare. Și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și în 13 cu 5, în a doua epistolă adresată corintenilor, Pavel îi îndeamnă și spune pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Spuneau frații din a noua adunare, frate, n-ar trebui să predicați de cină în ziua cu cina, că e deja e târziu, nu mai știi, te împărtășești, nu te împărtășești, nu mai poți să faci rectificarea, verificarea, predicați cu duminică înainte. Poate că vezi zice, păi trebuia cu duminică înainte de botez, asta ca să știm dacă ne mai botezăm sau nu. Nu e târziu și din apa botezului se poate ieși nebotezat. Pentru că botezul trebuie să fie valabil până la urmă. Mai bine îl faci puțin mai târziu, dar să fie valabil. Și trebuie să venim cu credință deplină, așa spune omului Dumnezeu aici, să vă vestesc pocăința și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Mai întâi, potrivit cu ceea ce este scris, aș vrea să vă spun că manifestarea credinței este la nivelul gândirii. Este un mod de gândire. Credința. Evrei 11 cu 1. Credința este o puternică încredințare. Tinerii îmi spuneau, frate, să nu ne puneți întrebări încuietoare în apa botezului, să nu ne descurcăm să răspundem, să ne spuneți așa încât să răspundem cu da și nu. Și am întrebat o tânără, știam că e mai îndrăzneață și am spus în apa botezului, de ce te botezi? Și foarte hotărât a spus, pentru că așa a spus Domnul. Botezul este un act al ascultării de Domnul. Și așa a spus Domnul, să mă botez. Foarte bine. Dar ești încredințat. Cine te-a lămurit? Credința. Vine și face ordine la nivelul gândirii, că tot în Evrei 11, versetul 3 spune, prin credință pricepem. Credința îți leagă mintea, gândirea, inima de cer, de Dumnezeu. Este o ancoră a sufletului. Și vine și îți aranjează în gândire modul de a vedea lucrurile. Îți îndreaptă gândul spre Dumnezeu, cum scrie în Coloseni capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să vă gândiți la lucrurile de sus, să umblați după lucrurile de sus. În fapte, în 8 cu 36, famenul etiopian întreabă pe ucenicul Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și ce a spus Filip? Dacă crezi din toată inima, se poate. Dar dacă nu crezi din toată inima, se poate? Sau dacă ai programat nunta, se poate. Unii programează întâi nunta și după aia botezul. Păi mai întâi trebuie să te îndrăgostești de Domnul care îți rânduiește o soție credincioasă. Scrie în Proverbe
că o nevastă cinstită este un dar care îl primim de la Domnul. Și dacă îl iubești pe Domnul și ai o legătură permanentă și valabilă cu Domnul, El îți va rândui și o soție credincioasă. Sau, în cazul fetelor, un soț credincios. Dar nu scrie, dacă ai programat nunta, se poate și să te botezăm. Sper să nu fie cazul pe aici și să intru în contradicție cu vreo părere umană. Dacă crezi din toată inima, Fapte 8:37, se poate. Și în Evrei 11 scrie, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Cine se apropie de Dumnezeu ca să încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului, trebuie să creadă. Și în Roman 10:10 scrie foarte clar, hai să citim câteva versete de acolo, da? Roman 10 de la versetul 8, ce zice ea? Deci cuvântul este aproape de tine în gura ta și în inima ta și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Credința îl aduce pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Scrie în Efeseni 3:17, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin botez, prin credință. Botezul vine în urma credinței. În Coloseni 3:7 spune apostolul despre înrădăcinarea noastră în Hristos. Coloseni, capitolul 2, citesc la versetul 6. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, și atenție, după învățăturile care v-au fost date. La nivelul gândirii, al minții, acționează credința. Și prima manifestare a credinței depline este la nivelul gândirii, pentru că este un mod de gândire credința. Haideți să vă citesc din Luca 24, două exemple aici, lăsate de Domnul pe paginile Sfintei Scripturi. Știți, când Domnul a venit să viziteze ucenicii după înviere, îi găsește într-o anumită stare. Versetul 38, dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Răspunsul este în versetul 41. Ei nu credeau. De ce ești tulburat? De ce ești îngrijorat uneori? Pentru că nu crezi. Pentru că nu te încrezi în Dumnezeu. Reiau versetul 38. Pentru ce sunteți tulburați? Și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Versetul 41. Fiindcă ei încă nu credeau. Și aici în versetul 25 din Luca 24, Domnul le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, zăbavnic înseamnă așa mai tremolo, mai loșon, mai încet așa, când e vorba să crezi, tot ce spune prorocul lui Dumnezeu, Scriptura, care este cea mai mare prorocie, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, și Domnul începe să le vestească, să le explice cuvântul ca să-l poată înțelege. Știți de ce? Cuvântul acesta, am citit din Roman 10, este cuvântul credinței. Cuvântul aduce credință în inima noastră. Nu Biblia cu praf, nu cuvântul lăsat deoparte, ci Iacob 1:21. Primiți cuvântul sădit în voi cu blândețe, că El vă poate mântui sufletele. Mi-amintesc că într-o biserică, la sfârșitul slujbei, am stat puțin de vorbă cu tânăra care a fost invitată să cânte. Și am întrebat-o câți ani anișori are. O să că 19. Am spus că este bine pregătită profesional ca să cânte, dar pe linie duhovnicească am întrebat-o dacă a făcut botezul în apă. Și a zis, frate, încă nu m-am gândit la asta. Credința lucrează la nivelul gândirii și ea încă nu credea. Dar cânta pentru alții, probabil, nu știu,
Filozofii nasc filozofi. Și cei care nu cred, cred că tot așa cercetează pe alții. Frate, ce, încă nu m-am gândit la botez. Nu? La 19 ani nu te-ai gândit. Și am spus, auzi, dacă vine Domnul cumva acum, la noapte, mâine, până faci tu botezul și n-apuci să faci botezul, cu microfonul, cu negativele și cu caietul de cântări te duci în iad. Și o să, frate, poate n-o fi chiar așa, nu mi-a zis nimeni asta. Dar cum este condiționată mântuirea? Cine crede și se botează va fi mântuit. Dar cine crede și nu se botează, tot mântuit va fi. Dar mai rău, cine nici nu crede și nici nu se botează. Că vedeți de ce nu-i valabil botezul la copii mici? Că nici nașa săraca nu crede. Trebuie să crezi ca să te botezi și trebuie să mărturisești cu gura ta, scrie Roman 10:10. Spune Sfânta Scriptură, în Matei 16:8, Domnul le spune ucenicilor, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați gândit că n-aveți pâini? Credința la nivelul gândirii îți face ordine și rânduială, îți face o prelucrare sfântă ca să te lege de cer. Vă citesc ceva din Evrei 11 despre Avram. Ascultați versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Versetul 19, căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Credința l-a determinat pe Avram să se încreadă în Dumnezeu care învie morții. Și spune Pavel, am fost într-o strâmtorare foarte mare, nu vreau să fiți în necunoștință despre necazul care ne-a ajuns. Îi spune la un moment dat el, ca să ne punem încrederea în Dumnezeu care învie morții. Vă citesc din Romani, capitolul 4, versetul 20 și 21. Tot în legătură cu ce am spus. Și apoi mergem mai departe. Avram, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat la nivelul minții, că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Credința este un mod de gândire și prima manifestare a credinței este la nivelul gândirii. Să crezi că ce Dumnezeu promite, El împlinește. Crede tot cuvântul spus de Dumnezeu. Pentru cel ce crede, nu-i nimic prea greu. Crede că asemeni celui împlinit, o să se împlinească și cel profețit. De aceea rămâi statornic. De aceea te bazezi pe făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că la nivelul gândirii credința lucrează. În al doilea rând, credința se manifestă în fapte. În Iacov, în capitolul 2, vă citesc ce spune omul lui Dumnezeu, versetul 14. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Credința deplină te determină să te implici. Credința deplină acționează în fapte. Nu poți să spui că ai credință și stai așa să cânte alții, să contribui alții, să se roage alții, să viziteze alții pe cei care trebuie cercetați. Este scris în Galateni 5:6, Domnul spune prin Pavel că înaintea lui Dumnezeu nici tăierea împrejur și nici netăierea împrejur nu au vreun preț, ci credința care o declarăm în apa botezului. Păi o declarăm dacă o avem. Dacă nu, mințim, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan și nu suntem în adevăr. Ci credința, Galateni 5:6, care lucrează prin dragoste. Mediul de lucru al credinței este dragostea, dar este o credință activă. Și de aceea Iacov spune, credința fără fapte este moartă, este zadarnică. Nu doar declarată la recensământ. Și
către Filimon, în versetul 6 spune Pavel, îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate în fapte. Sunt două versete, Tit 2:13, da? Spune așa și versetul 14, citim numai 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. 3:14, trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile gramnice și să nu stea neroditori. Credința te va determina să vii la frații lucrători să-ți dea de lucru. Să-L întrebi pe Dumnezeu când, unde să te duci, cum să contribui, nu te lasă să fii nepăsător. Este a doua manifestare a credinței depline. Credința deplină te determină să faci botezul. Nu poți să stai, că v-am spus data trecută, de un om care de 20 de ani vine la biserică și încă nu a făcut botezul. Și acum nu mai vine că sunt supărat, nu știu de ce. În Evrei 13:7, apostolul spune, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința. Pentru că oamenii aceștia au avut o credință care era dovedită în viață. Nu se justifică acea credință care nu o vezi dovedită în fapte. În Evrei 19:7, se spune despre Noe că prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu fuseseră văzute, și-a făcut o corabie, cânta fratele Ștefi, și-am cântat și noi la refren. Prin credință Noe a intrat la fapte. El era și un propovăduitor, să știți. Era un propovăduitor al neprihănirii, scrie apostolul Petru, pentru cei din vremea lui. Dar în timp ce propovăduia, ca pe vremea lui Nemia, într-o mână cu unealta și într-o altă mână cu sistemul de apărare împotriva uneltirilor diavolului. Și Noe propovăduia, dar în același timp construia. Pentru că el prin credință, când a fost înștiințat despre lucruri care nu s-au văzut, a intrat la practică. Și și-a făcut un chivot, scrie acolo, ca să-și scape familia. Poate că ați auzit cei mai în vârstă despre acea întâmplare petrecută la cascada Niagara, când un cascador, un acrobat, a dat un anunț că într-o zi stabilită va trece peste cascada Niagara pe o funie. S-a adunat multă lume acolo, și mari și mici. Și omul acesta a trecut peste cascadă. După ce a trecut, a pus o întrebare. Credeți că acum pot să mă întorc peste aceeași funie și cu o roabă în mână? Oamenii au zis, da. Și s-a întors cu o roabă. Și după ce a venit, a făcut încă o întrebare. Și a spus, credeți că acum pot să trec peste această funie cu roaba și cu un om în roabă? Și o bătrânică de acolo striga, da, cred. Zice, urcă-te în roabă. Nu, zice, nu, să urce altcineva. Dumnezeu vrea și poate să lucreze chiar și cu tine, prin credință, dacă te pui la dispoziția Lui. Darurile duhovnicești, slujbele din biserică sunt încredințate oamenilor și a spus omului Dumnezeu că Dumnezeu nouă ne-a încredințat slujba împăcării, dar să o facem asta cu credință. Ce înseamnă? Înseamnă să te implici. Mi-amintesc despre o situație din biserică de la noi, pentru că implicarea aceasta este după voia lui Dumnezeu. Credința deplină se manifestă în fapte, este o cale spre împlinire, am spus, dar după voia lui Dumnezeu, nu în afara voii lui Dumnezeu. Se punea la noi problema dacă facem program la o sărbătoare în cinstea Domnului. Facem sau nu facem program? Că nu-i duminica, e altă zi și facem program. Și cineva acolo zice, frate, cel mai bine ar fi să supunem la vot.
Și am spus, măi, fraților, ce facem acum? Supunem la vot voia lui Dumnezeu? Hai să vă întreb mai întâi, credeți că voia lui Dumnezeu este ca să fim împreună, să ne închinăm, să slujim Domnului, să strigăm pentru cei nemântuiți, să chemăm numele Domnului peste cei bolnavi? Da, au zis toți. Și acum ce facem? Dacă asta e voia Domnului, voi sunteți încredințați. Mai punem întrebare dacă împlinim sau nu și votăm. Hai să vedem cine e de acord să împlinim voia Domnului și cine e de acord să nu împlinim. Credința deplină este o cale spre împlinire. Te aduce în apa botezului, dar de la botez nu te trece pe linia moartă, că unii sunt luptători la început, apoi devin simpli simpatizanți. Mi-a plăcut cum a fost la adunare, cum s-a cântat, și apoi devin rezerviști. Au tot rezerve față de alții. În al treilea rând, credința deplină este o putere în slujire. Se manifestă ca o putere în slujire. În Iacov 5, versetul 15, se spune acolo, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Amintesc că venea fratele Simeonuc, bătrânul, pe la noi, pe acolo, pe la Cimpa, și eu eram tare bucuros, aveam 18 ani, am luat și carnetul și-o dat și 1310, îl luam pe fratele Simeonu cu mașina și mai duceam prin familie pe unde avea el prietenii și îl duceam și la adunare apoi. Și mi-amintesc că odată, mergând spre biserică, i-am pus câteva întrebări, că eu tot mă foloseam de oamenii lui Dumnezeu ca să-i tot întreb. Zice Biblia în fapte că după ce se încheia programul de sinagogă, unii ucenici mai rămâneau și mai întrebau pe Pavel câte ceva și ele dădeau mulțime de sfaturi. Acum mai greu se întâmplă. Și după ce am ajuns acolo la biserică, zice fratele Simeonuc, frate, zice, amu să stăm să vină și îngerul. Zic, da unde e? E în urmă că el vine regulamentar, zice. Am înțeles ideea. A zis, până vine îngerul, vreau să te întreb ceva. Scrie acolo, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va face minuni și vindecări. Cine trebuie să aibă credință? Presbiterul ce merge să se roage sau bolnavul care îl cheamă? Și a zis, frate, dacă presbiterul care trebuie să meargă să se roage nu are credință, să nu se mai ducă, lasă pe alții. Și dacă bolnavul nu are credință că vine presbiterul și rugându-se coboară prezența lui Dumnezeu și se face o lucrare sfântă, să nu mai cheme, au zis. A, deci trebuie din ambele părți credință. Deci eu cam așa am înțeles de acolo. Credința este o putere în slujire. Aduceți-vă aminte că Pavel, după ce a fost împroșcat cu pietre și târât afară din cetate, s-a ridicat și a intrat în cetate, s-a dus și în sinagogă și a propovăduit Evanghelia mai departe și spune el la un moment dat acolo lui Timotei și remarcă un lucru ce s-a întâmplat în viața lui, citim din epistola a doua a lui Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 16. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, scrie, nimeni n-a fost cu mine. Versetul 17, însă Domnul a stat lângă mine. De unde știa Pavel? L-a văzut? Nu știu dacă l-a văzut, dar de auzit l-a auzit când l-a strigat, Saule, pentru ce mă prigonești? Intră în cetate ca să spun ce ai de făcut, ridică-te în picioare că te-ai trimis să vestești neamurilor și să arăți lumina care luminează pe orice om venit în lume. Pavel era încredințat că puterea slujire o dă Dumnezeu, este credința deplină ce se manifestă ca putere în slujire. Uneori ești tentat să cedezi, ești dezamăgit și vrei să te dai deoparte. Dar prin credință primești putere în slujire. Într-adevăr, scrie în Roman 12:6 că cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței. Este o măsură de credință aici. Dar spune în fapte 3:16, apostolul Petru dă explicații la minunea ce s-a întâmplat și spune el acolo,
prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire deplină. Nu vindecăm noi, Dumnezeu vindecă prin credință și s-a citit la timpul de rugăciune. Prin credință au luat în mână șerpi. Iată semnele celor ce vor crede, scrie cuvântul lui Dumnezeu acolo, Matei, de acolo s-a citit. Și dacă nu sunt semnele acestea într-o biserică, înseamnă că nu este credință, este un cult. Că știți ce se întâmplă, spune în 2 Tesalonicenii 3:2 Pavel, fraților, nu toți au credința. Unii au doar clădirea, doar liturgia, doar programul, doar slujba, doar doctrina, dar nu au credința. De aceea s-a citit din cuvântul lui Dumnezeu despre semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Marcu 16:17, după textul citit, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. În 2 Corinteni 5:7 Pavel spune, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să știți că umblarea voastră va fi prin credință, dacă va fi în Domnul. Că după ceea ce se vede în unele împrejurări și cu privire la anumite persoane, chiar din poporul lui Dumnezeu, îmi spunea un tânăr din biserică ieri, zice, frate, am fost într-o biserică și am stat de vorbă cu o soră mai în vârstă, că am nevoie de ea bucătăreasă, o zis. Și zice, dar de unde ești tu? Uite, de la Cimpa. Acolo nu-i cumva fratele acela, a fost la noi recent, dar zice, ne-a mustrat, dar a fost bine. Și am zis tânărului ce am predicat ultima dată la ei, titlul a fost Oamenii firești. Îți dai seama ce i-am periat. Credința, o putere în slujire. În Roman 12:3, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și unii se mulțumesc cu o măsură mai slăbuță, așa. Dacă e vorba de mașină, nu te mulțumești. A vrea una mai bună, cu mai mulți cai, putere. Când e vorba de loc de muncă și când e vorba de alte posesiuni și proprietăți sau diplome, nu prea te mulțumești. Dar când e vorba de credință, te mulțumești așa, cu o letargie spirituală și asta nu-i bine. Mi-amintesc că un frate din biserică m-a chemat într-o seară, mai târziu, să mă rog pentru el că era bolnav. Și când am ajuns acolo, zis, frate, Corneliu, eu am văzut că tu te rogi și mai puternic atunci când vrei. Tu ești mai blânduț, așa, te rogi, nu prea te auzim în adunare, dar când vrei să te rogi cu putere, am văzut că poți, nu, te rog pentru mine seara asta, te rogi cu putere. Acum mă gândeam cum măsoară el puterea. Probabil în decibeli, că atunci luam de acasă stația de amplificare și boxele, cam de 500 de wați, de pe vremea când cântam în formație, și mă rugam cu stație și cu boxe. Le puneam lângă geamuri, spărgeam întâi geamurile și dacă se făcea lucrarea, se făcea, dar măcar m-am rugat cu putere. Asta în decibeli. Puterea în slujire o măsoară credința, măsura credinței. Doamne, fă să crească mereu credința noastră, așa cum spune Pavel, să meargă mereu crescând. Că scrie în Evrei 11, versetul 30, dacă nu greșesc, prin credință, oamenii care au slujit după voia lui Dumnezeu au doborât zidurile Ierihonului. Nu aveau, nu știu ce, tube și basfligoarne. Aveau și ei, avem și noi acolo, da. Aveau credință. Și dacă trebuia să fie preoții lângă ei, trebuia să-i tot îndemne, să aibă credință. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, spunea omului Dumnezeu Pavel. Și trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cine crede și se botează. Am văzut, credința este un mod de gândire, apoi credința este o cale spre împlinire, o putere în slujire. Și în al patrulea rând, credința
este un mijloc de împotrivire. Se manifestă prin împotrivire la ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Spune omul lui Dumnezeu în prima epistolă, Ioan, în capitolul 5, versetul 4, ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credința. Dacă odinioară în Valea Dura, Nebucadnețar a ridicat un chip de aur, acum este chipul veacului, este Efeseni 2 cu 2, mersul lumii acesteia și ceea ce dă putere de împotrivire, ca să nu ne lăsăm duși de val cu lumea aceasta, ca să nu ne închinăm chipului veacului și să luăm de bun și în biserici și în familii, este credința, dar credința sădită în cuvânt, în cuvântul lui Dumnezeu, că în Daniel, în 3 cu 17, este scris, citesc mai întâi 18, împărate Nebucadnețar, este un decret dat și nu te puteai juca în împărăția mezilor și a perșilor. Babilonul era Babilon, dar ceea ce i-a ținut pe ei, și scrie în Evrei 11 cu 34, dacă nu greșesc, prin credință au stins puterea focului. Și au spus oamenii aceștia în Daniel în 3 cu 18, și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Era o împotrivire și spune apostolul Petru că diavolul dă târcoale, caută să vă doboare. Credeți că o să se bucure că v-ați botezat și o să vă susțină mai departe. Dar spune împotriviți-vă lui tari în credință. Citeți mai departe. Versetul 17. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Manifestările credinței depline. A patra manifestare a credinței depline este mijlocul de împotrivire. Se împotrivește șoaptelor străine. Se împotrivește mersului lumii. Se împotrivește chipului veacului. În 1 Timotei 6 cu 12 spune apostolul către Timotei: luptă-te lupta cea bună a cultului penticostal. Lupta cea bună a credinței. Nu uitați ce a zis Pavel. Fraților, nu toți au credința. Știți că la un moment dat a zis Domnul: pentru că n-ați prețuit vremea aceasta în care v-am cercetat. Scrie Ieremia 7 că veniți la templul Domnului după ce 6 zile v-ați ocupat de lucrurile firești și duminica vreți să fie aici harul lui Dumnezeu coborât și cercetarea Domnului. Dar 6 zile, scrie, ați făcut tot ce ați voit. Că apoi a 7-a zi să vă fățișați la templul Domnului și să ziceți: suntem izbăviți. Că apoi să vă întoarceți să faceți din nou aceleași lucruri. Și cine devine că nu-i putere? În 1 Corinteni 2 cu 5 spune Pavel: credința voastră este întemeiată nu pe înțelepciunea omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, Avram, a știut că Dumnezeu poate să îl dea și din morți. Mă uitam într-o zi, a venit cineva să fie botezat. Nu poți să faci radiologie să vezi dacă s-a produs schimbarea, se mai vede așa câteodată. Trebuie să fie o făptură nouă în Hristos, cele vechi s-au dus și spuneam data trecută că trebuie mărturisire până la dușumea, că dacă botezi un om care nu s-a mărturisit și nu s-a eliberat de lucrurile vechi, ca și cum ai face baie la un om îmbrăcat. Lucrurile acestea te vor urmări, te vor stăpâni mai departe. Dar trebuie să le mărturisești, trebuie să scapi de ele. Dar asta am spus la capitolul pocăință. Acum la capitolul credință și botez, vreau să spun, dragul meu, credința deplină cu care trebuie să te apropii de Dumnezeu se împotrivește celui rău. Nu se lasă amăgit, că scrie în Efeseni 4, prin toate mijloacele de amăgire sunt declanșate
toate mijloacele de amăgire. Și scrie în 1 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dar ce nu scrie de arhanghel, de îngeri să fim păziți? Nu poate Dumnezeu? Este condiționată păzirea. Dumnezeu ne păzește și prin oameni, ne păzește și prin natură, ne păzește și prin îngeri, dar ne păzește în urma credinței noastre. De aceea spune, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dau un exemplu. În Galateni, în 3:27, spune omul lui Dumnezeu, toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Ce înseamnă asta? Asta da protecție divină. Polițistul din intersecție nu-i tare prin pregătirea lui fizică, prin statura lui. Nu. Polițistul este puternic datorită hainei care o poartă. Este îmbrăcat în uniforma statului. El reprezintă o autoritate. Dacă te atingi de el, cum îmi spunea un păstor, zice, am vrut să punem un frate la disciplină 6 luni. Și am zis, măi frate, uite, pentru ce ai făcut, luăm noi atitudine să nu ia Domnul. 6 luni stai deoparte. Și zice, bă, dar voi mă puneți pe mine la disciplină. Zice, dar cine? Fratele Tipei? Îl chemăm și pe el dacă trebuie. Nu, zice, nu mă supun. Nu, zice, nu-i nimic, te lăsăm să ia Domnul măsuri. Și zice, s-a rățuit la un polițist ce l-a oprit de circulație și a primit 6 luni de condamnare cu executare. Și-o plătit. Noi reprezentăm, îmbrăcați cu Hristos, o autoritate divină. Când v-ați botezat în Hristos, pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și a spus Domnul, dacă se atinge cineva de voi, se atinge de lumina ochilor. De lumina ochilor. Am spus fratelui păstor că ieri a fost ultima zi a mea de muncă, am ieșit la pensie. Am lucrat în subteran, în mină, 26 de ani jumătate. Și la limită de vârstă, nu o să vi se pară dumneavoastră chiar limită, dar dacă ați merge o zi în mină, vi s-ar părea limită de vârstă. Domnul m-a scos de acolo să mă trimită la Făget și în alte lucrare și o să-ți minte data de astăzi. Amin. Și Domnul mă pune și pe mine la încercare, ca și pe dumneavoastră, și trimite un sol al satanei să te pălmuiască uneori. Și ieri am trecut ca ultima zi așa liniștit, este un om acolo, nu-l cunosc prea bine, nu știu de unde mă cunoaște el, și de fiecare dată când trece pe lângă mine mă ocărăște. Mă zice așa, câte un cuvânt aruncat. Dar ca să mă întărească Domnul în credință, să stau liniștit, mi-au demonstrat de fiecare dată. Și am cam văzut cam câtă spitalizare au avut după cuvintele lui. Nu i-am dorit asta. Aș face cumva să-l feresc de asta. Și n-am avut ieri putere să-l oprești, să spun, auzi, și Dumnezeu și pe tine te iubește, te cheamă la credința în El. Eu deja nu mai simt că tu îmi spui una sau alta. Scrie cuvântul lui Dumnezeu în Matei 5:12. Bucurați-vă și veseliți-vă, scrie acolo, da? Că răsplata voastră este mare în ceruri. Ascultați. 12. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ascultați versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Cum te împotrivești? Îi zici așa înapoi vreo două. Doar și tu ai gură și poți să vorbești, nu? Scrie în Eclesiastul 5:6, nu lăsa gura să te bage în păcat. Cum te împotrivești? Prin credință. Tu crezi că Dumnezeu pentru o cară și pe nedrept, că zice, e bine să suferim pe nedrept, nu așa, că am fost vinovați și ne-am dus cu gardul mai încolo la vecinul. Pentru că ați fost ocărâți, prigoniți pentru numele meu, prin credință știi că Dumnezeu este Cel care ține evidența și înregistrează și îți va răsplăti. Bucurați-vă și veseliți-vă. Vreau să spun că încă la starea asta n-am ajuns. Doar la asta m-a adus Domnul încât să tac,
să nu refulez, dar nu mă prea pot bucura. Așa, dacă îmi zice vreunul vreo două, trei vorbe, chiar și un om firesc din adunare, pe la sfatul frățesc sau nu știu când, nu mă prea pot bucura. Credința trebuie să meargă crescând, nu? Credința, un mijloc de împotrivire. Dragii mei, credința este rădăcina care ține pomul. Din Psalmul 1, cugetă zi și noapte la legea Domnului, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, își dă rodul la vremea lui. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu ajunge doar o zi în care să declari că îl slujești pe Dumnezeu și după aceea se pierde credincioșia. Scrie în Matei, capitolul 7, verset 7 sau 8, să nu greșesc, Matei 8, cred că, despre casa aceea zidită pe stâncă, 7, versetul 24, cine aude cuvintele mele și le face, îl va asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Au suflat vânturile, au venit șuvoaiele și au dat și ploile, dar pomul acela, casa aceea, a rămas. De ce? Cum s-a împotrivit? Prin credință. Prin credință. Prin credință, scrie în Evrei 11, au suferit batjocuri, închisoare. Dar spune acolo, prin credință au astupat gurile leilor. Și au stins puterea focului, slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând, credința este un motiv de răsplătire. A spus Domnul, când va veni Fiul omului, va găsi el credință. Contează organizarea, contează până și organizația din care faci parte, contează frecvența, credincioșia în slujire, dar contează dacă faci asta cu credință. Este scris în Coloseni, în 3, cu 23, despre tot ceea ce facem noi, ca orice face să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului nostru. Atunci când slujești, ai credință că El îți va răsplăti. Cât fân, lemn și trestie va fi în Matei 25 la scaunul de judecată al lui Hristos. Știți de ce? Oamenii nu te-au plătit aici, că au zis că te plătește Domnul. Și Domnul nu te va răsplăti pentru că nu ai avut credință și n-ai slujit din dragoste. Și temelia nu va rămâne în picioare atunci. Focul lui Dumnezeu o va dovedi. Vă citesc din Evrei 11, versetul 24 despre Moise. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Dar ții tot una, Moise, de unde cobori? Nu știu dacă se poate spune că a coborât, cred că s-a ridicat. Ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Atunci când te încrezi în Dumnezeu care îți va răsplăti, atunci ai credința deplină, care este un motiv de răsplătire. Și scrie în Evrei 6 cu 12, călcați pe urmele celor ce prin credință moștenesc făgăduințele. Și citez versetul întreg pe care l-am citat mai înainte, Evrei 11 cu 6, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Este un act mic, botezul, aparent, dar întregește o lucrare mare de mântuire. Pocăința, credința și apoi botezul. Oamenii au inversat ordinea și au spus mai întâi botezul, când îți nicuți ca să îl aibă, și poate dacă o să creadă, o să creadă, și Dumnezeu pe ultimul loc. Și se pare că îl înjură pe Dumnezeu. Mai tare ca pe taică-s-o.
Nu e asta ordinea, botez, credință, Dumnezeu. Este Dumnezeu, credință și apoi botez. Pentru că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu și care a fost și rămâne credincios. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Adică botezul este mărturia unui cuget curat. Și dacă nu-i curat cugetul, ce să mărturisești în apa botezului? Ce să-mi spui? Că eram într-o biserică și fratele de la Amvon avea un tic verbal sau nu știu cum se numește, tot spunea: fraților, nu mai vreau să vă spun. Da? Nu prea avea așa multă evanghelie și învățătură. Fraților, nu mai vreau să vă spun, vreau să vă spun. Și un frate de acolo zice: frate, ce tot vrei să ne spui, că încă nu ne-ai zis nimic? Trebuie să te apropii la botez cu credință de plină. Nu știu dacă o să mai vezi 14 candidați în apă, da? Mai bine toate la vremea lor. Că mă întreba o soră, sau 15, știam de pastră. O soră într-o biserică, ce auzi, dacă m-a botezat cineva care nu e recunoscut de cult, e valabil botezul? Zic, s-ar părea că ar trebui să te mai botezăm o dată, din câte se vede. Când întrebau frații într-o adunare, zice, uite, o tânără s-a botezat, o știa atunci ea de Domnul. Și s-a dus în lume și acum s-a pocăit cu adevărat când a venit. Ce facem, o mai botezăm o dată? Vedeți că e o problemă. Este mai întâi pocăința, apoi credința și botezul. Peste ele și peste toate lucrează Duhul Sfânt cu nașterea din nou, când noi ne facem partea noastră. Manifestările credinței depline. Mulțumesc de colaborare. Mulțumesc și noastră de ascultare și susținere în rugăciune. Haideți să le reluăm în încheiere. Credința deplină este un mod de gândire. Evrei 11:1. O puternică încredințare. Să vină acum jandarmii sau să vină hitleriștii sau nu știu cine să vină din Crimea să spună: auzi, acum, care rămâneți pentru Hristos, rămâneți și vă botezați, dar s-ar putea să fiți împușcați, care nu mai puteți pleca. Ați rămâne? Ați rămâne să nu răspundeți. O puternică încredințare. Versetul 3. Prin credință pricepem. Să lucreze Domnul cu credință deplină la mintea noastră, să facă ordine și să ne lege gândurile noastre de Dumnezeu, de împărăție, de învățăturile cu care suntem înrădăcinați și zidiți în Hristos, cum a spus Pavel Colosenilor. Apoi, credința merge mai departe și te determină să te implici, să lucrezi, să faci fapte vrednice de pocăință, a spus omul lui Dumnezeu Ioan Botezătorul. Credința aceasta deplină este o cale spre împlinire, te trimite la jertfă, la lucrare, la dedicare, la atitudine corespunzătoare cu voia lui Dumnezeu. Nu te lasă să stai nepăsător pe bancă în fața blocului când alții strigă pentru cei nemântuiți în adunare. Nu te lasă să stai liniștit pe scaun în adunare când ai putea și tu să fii la cor sau la fanfară sau la seara de rugăciune. Este o cale spre împlinire. Dacă ai credința, ai tot, pentru că această credință deplină te va determina să acționezi. Apoi, credința este o putere în slujire. Te ajută să te pui la dispoziția lui Dumnezeu chiar și în momentele grele, să-ți ridici privirea în sus și să ceri pe Duhul Sfânt să te învrednicească, să te întărească, să poți face lucrarea lui Dumnezeu. Este puterea în slujire. Și au spus cei trei tineri: împărate, nu știu dacă are mai rost, mai are rost să cânte fanfara la 12 și 10, cum am zice noi. Noi, oricum, nu ne predăm. Ne împotrivim până la capăt. Pentru că această credință deplină este un mijloc de împotrivire. Și a spus: împărate, Domnul nostru, stăpânul nostru, împăratul nostru, Dumnezeul nostru poate să ne scoată. Ai ușor de predicat acum aici. Da, să te vezi în fața cuptorului aprins. Și-a zis împăratul: auzi, mai dați temperatura, așa, cei la dumneavoastră, asta e vreo 1%. Când povestea frații că aveți temperatură, că nu mai puteți opri la un moment dat, din podea. Atunci să te vezi față în față cu încercarea și să nu cedezi. Să spui ca și Moise, care s-a pus la credincioșie cu Dumnezeu și a spus: Doamne, mergem până la gata. A spus Domnul: dă-te la o parte, că-i nimicesc. Și a spus: nu, Doamne, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții. Mă opun acestui plan care vine din partea celui rău, a zis omului Dumnezeu Moise. Doamne,
De ce să se bucure egiptenii și neamurile când vor auzi de noi că ne-am predat, că am fost nimiciți? Mergem până în Canaan acum. Vor veni egiptenii și vor veni oamenii cu chipul veacului să ți le aducă și să ți le pună la dispoziție. Și mijloacele de amăgire sunt declanșate cu viclenie și cu putere pentru biserică. Fii statornic în credință, ca muntele Sionului, care stă neclintit pe temelie. Credința deplină este un mijloc de împotrivire și apoi este un motiv de răsplătire. Știi pentru ce te va răsplăti Dumnezeu? Nu că ai cântat corect neapărat în gama aia, ci pentru că ai cântat cu credință, că Dumnezeu vede, că notează și credința că lucrarea ta este de zidire, este benefică pentru poporul lui Dumnezeu. Când va veni Fiul omului, va găsi credință. Amin.